cetăților Gorgota, atât regionale cât și republicane, că în fiecare an, în preajma lunii iunie, se petrece acțiuni de pomenire, de omagiere și socot că acțiunea de astăzi va intra tot în planul de acțiune în viitor acestor societăți, fiindcă, să vă spun drept, ceea ce facem noi în ziua de astăzi este o ramură a educației patriotice, a știrii istorice a românilor, fiindcă românii au o istorie foarte frumoasă, adevărată, dar în oricare măsură legată și de doliu. Asta ne dovedește luna iunie. Întotdeauna, în primul rând, este luna omagierii la 15 iunie. Anul ăsta vom omagia 125 de ani de la trecerea în neființă a marelui poet național și universal Mihai Eminescu, dar totodată pe data de 12-13 anul 1940 a fost prima și cea mai mare deportare în Siberia, în nordul Kazahstanului și în alte părți, în locuri blestemate de oameni și de Dumnezeu.